S-au trezit concurenții. Mariu se uita de dimineață pe fotografiile de la ședința foto. Sergiu, bine dispus, i-a dansat în pat lui Madi, apoi a dansat și sus în capătul scărilor. Mamele au făcut curat în această dimineață peste tot. Doamna Mirela și doamna Lucica au făcut mâncare. Sergiu și Madi au ieșit la cafea ceva mai târziu. Madi întreba pe doamna Mirela unde anume mai trebuie făcut curățenie și doamna a spus că s-a făcut curat peste tot. Ar mai fi de șters praful în living. Dacă vrea, poate Madi să facă lucrul acesta. Am văzut că a mers Madi ceva mai târziu și a șters praful. Doamna Anina uh, și-a amintit că își dorea foarte mult să plece weekendul acesta și uh, să nu stea până la sfârșitul competiției. Spunea acest lucru lui Sergiu. Sergiu zicea să mai aibă răbdare o săptămână, iar dânsa a zis uh, Nu-mi doresc nimic altceva, nu vreau să mai înfrec creierul pentru 2-3 mii de lei pe aici." Nici o mie de euro nu se ia aici, chiar dacă ești mare șef de magazin. Probabil că se referea la mama săptămânii că ia mai puțin de o de euro, apoi a spus că nu vrea să critique pe nimeni, dar vrea să plece, să-și găsească o familie bună, să se bage și dânsa la bani liniștită și să nu o mai doară capul de nimic.